Pentru asta merită să veniți la curse. Ce poate fi mai frumos? Sau cum poate mai frumos să te treci o după masă decât peisajul ăsta? Astăzi este vineri. Probabil că cei mai mulți dintre voi ați lucrat. Video-ul nu va apăra astăzi. Și e frumos. În primul rând, pentru asta din la curse. Într-adevăr, cei care concurează mai acerb sunt mult mai încântați. Trebuie să bag un slime în roata aia față și o cutură cu ea să se acopere gaura. Cel mai bun caz să bag un snus. Circa e renat, reușit încă să veniți la Alba. Să știți că e o cursă de la care eu consider că nu trebuie să lipsiți niciun an. Și doar pentru frumusețea asta de traseu. Trasa e bine marcată, venim cu grijă, că aici suntem deja chiar sus pe creastă. Întotdeauna în curse vă recomand celor care nu se bat pentru titlu, faceți o pauză să vedeți cât de frumos este traseul și să vedeți câtă muncă s-a depus și cât de frumoasă e România, că de fapt despre asta este vorba. Traseul, probabil că și vedeți, urcă pe acel versant, după care coborâm roata înapoi jos în Ampoita. E minunat. E foarte fain. Salutare! Cum ești, omule? Ești bine? Foarte bine! Da, la vale! Ne vedem pe drum! Dar cum să nu? Cum e, Adi, traseul? Deci când vrei să urci panta și accelerezi, merge înapoi, nu merge înainte. Așa mult a plouat, așa mare noroi, așa e? Suntem aici pregătiți de dimineață, arde Enduro Alba Iulia. Cu track managerul Adi. Adi, ce le transmis la cei care n-au venit? Sau care n-o să vină? Ce le transmis la cei care n-o să vină? Hai, bă, pe vreau. O să regrete. Poate să stai Flaviu liniștit? L-am întrebat pe Adi ce premii să dau pentru clasa, pentru poziția 43, acolo unde se încadrează. Și a zis că nu știu, ăștia cu beta să fie fericiți că o termină măcar. Cam asta e marele lui premiu. Că termină. Și o zgară ce depăși, copaci, sunt tot felul de copaci. Cringe. Cringe. Dar nu catemuri. Benz. Nu, catem n-are ce. Benz, da.
Flaviu, mi-a spus Adi la interviul anterior că te încadrezi undeva, te încadrează el personal undeva între primii 40-45. Ce-ai transmis la Adi și ce planuri ai pentru ziua de azi, prima zi de Hard Enduro Alba Iulia? Eu aș zice să facem altfel, nu neapărat 40, ci procentual, o să mă încadrez în primii 30%. La ce zonă ai de la cursă? Par nu tare. La ce clasă mergi acum? Din păcate la hobby, am avut niște defecte la motor și nu eram, n-am avut speranțe că le rezolv. Dar l-am rezolvat cu o oră înainte de concurs. A ne întâlnit, da. Sper să fie ultima. Succes! Salutare, Alba Iulia 2020. Ce așteptări ai și la ce clasă te-ai înscris? Pe Bart, l-așteptam, am înscris la clasa B. Și Bart n-a mai venit. Bătrânii la un moment dat se retrag. Da, am înțeles. Deci e, dacă cumva venea, era targetul tău să-l faci. Garantat. Da, lua bătaie, că-i bătrân. Lua bătaie, așa, e? Ei, o să-l întrebăm și pe Bart, să vedem ce părere are. Mersi și succes! Claude, salutare! La ce clasă te-ai înscris și ce așteptări ai pentru cursa de la Alba Iulia? Nu știu că acum, deocamdată, ești dezumflat. După incidentul care l-am avut, din păcate, am avut un accident, a căzut un prieten bun de-al nostru, să sperăm că e bine. A venit elicopterul după el. A venit și elicopterul după el. Nu poate fi. Da. Dar supraviețește. Doamne ajută să fie bine. Deci, momentan nu mai ai așteptări și nici nu ai targeturi. Targeturi, da. Podium la veterani. Vloggerul pe care mulți îl urmăriți. Dar că ce așteptări ai de la Alba Iulia? Nu mi-am propus nimic anume. Să mă descurc cât mai bine. La ce clasă te-ai înscris? La AB. Îți dorim succes și punem Merci. Banii pentru tine pe podium. Acum să vedem ce se va întâmpla. E doar prima zi. Destul de greu, dar nu e imposibil. Urmează fetele. Nu aș fi crezut că la prima cursă din România vor fi 9. Janina, tu ești prima? Nu, a treia. Ești a treia, Roxy la prima. Nu. Ce targeturi ai la, pentru Alba Iulia? Pentru Alba Iulia? Să termin cu bine traseul și să nu fac nicio tură cu elicopterul. Și adversare? Adversare 8. 8? La tine cum e? La fel tot 8 adversare? E prima cursă, deci... Experiență mai puțină? Ca Janina sau ca restul fetelor? Cam toate au experiență la cum se uită. Mai ales la Alba. O să fii prima pe traseu, așa e? A doua. A doua? Cine prima? Hana, tu ești prima. Da. Te-ai trezit de dimineață, vezi ce bine. Da, m-am trezit foarte de dimineață. De la și ai ajuns? Da. Ai stat la coadă? Cine se trezește de dimineață ajunge primul la start. Pe cine crezi că, sau cine crezi că e cea mai mare adversară din cine vezi aici la start? Toate. Toate? În mod egal? Hai, spune că nu te aude nimeni, numai noi doi suntem aici. O să zici, pe Leni se dă mai prost, sigur că o să fie. Că cineva dintre fete, cel puțin din punctul tău de vedere, probabil că consider că merge mai slab ca tine. Nu crezi că vei fi ultima? Nici nu le cunosc pe toate fetele, deci nu pot să-mi dau așa o părere, dar o să vedem. După zilele astea, sunt multe zile, 3 zile. Să ajung sănătoasă, bine. Exact. Mersi, succes. Știi să ne dăm? Da? Ar trebui să trecem cumva de ei. Vrem să pornim primii și ne oprim la prima bifurcație între clase. Și dacă vii, am mergem împreună. Scuze, scuze. Mersi. Scuze, scuze! Mersi! Da, da! Aaaa! Nu te-am recunoscut! Eu sunt. Am 300.
349 eu. E foarte, foarte alunecos. Intenționăm să ajungem la cel mai aproape, cea mai aproape secțiune tehnică și de acolo să continuăm mai departe cu prologul. Startul se va da tot la 10 secunde, deci riderii vor fi foarte apropiați unde la altul, iar în momentul în care vor începe să ajungă în pădure, e extrem de ud, adică mergi ca pe sanie. A plouat foarte mult, adică știți, în toată zona. Bobita, pe unde e, mă? O mers Bobita? O mers Bobita? Nu l-am văzut, dar du-te dacă vrei să filmezi, că nu ajung. Aici urma urcare. Da. Vii cu mine? Atunci, mergem împreună? Da, da. Și acolo poți să stai, că e fain. Aici la urcare știu, că picau ăștia bun. Da, da. Vrei. Ok, mă duc primul, vii, mergi tu. Întotdeauna mi-am dorit să mă dau cu organizatorul Red Bull Romaniacs. Ne-a povestit ce se întâmplă cu Romaniacs și să sperăm că anul ăsta va fi valabil. Sperăm, sperăm. Ce le transmis la oamenii care nu au ajuns acolo niciodată și își doresc să vină la Romaniacs? La Romaniacs sunt 4 zile și o zi de Prologue. Anul ăsta facem 5 zile de off-road. În caz de Prologue nu putem să facem, nu avem voie de spectator pe trasă. Da? Dar, da, cred că și anul ăsta traseul e fain, e vertical mountains, mult sus, jos, da, și e har. Cum e aici în România, da? Da. Și, vine da. Primii, uite. Vin primii deja de la clasa A. Ei au pornit primii împreună cu cei de la... Primul este... Avem Robert Socaț și Vio Costin, primii de la A, urmat de... Să vedem cine e. Moto 24. Rogojan Emanuel.
primul de la veterani. Alt prunc, fratele lui Costin. Uite ce calculat merge, vezi? Ce frumos a mers calculat. Da? Arde Enduro Alba Iulia. Cam așa arată solul. Bă, ce fain am eu. Atenție la piatră, atenție! Foarte bun, da, da. Mă face cam nesigur de poziția mea când văd cum vin. Și avem mai multe persoane acum. Ești ok? Haide, nu venea la... Atenție pe trasă, ieșiți pe trasă. Oprește și benzina.
Flaviu, tare, tare! Bravo, Flaviu! Cred că îl bați pe Adi! Adi, unde ești, Adi? Vine Hana? Ai grijă, haide pe trasă! Ana s-a oprit acolo jos. Hai că te-am trecut, Flaviu! Dă-i de la început, dacă nu șai pe trasa normală! Bine, Peti! Ce bine a mers! Adi! Adi! Tu te îndreaptă dacă nu șurgi după aia sus! Dar mai bine merge de jos! Mi-ai zis că nu ești învățată cu motoreta. Nu urci așa când nu ești învățată. Deci au pornit fetele și pe urmă vor veni ceu, da. Eu am uitat că mă dau cu prea multă presiune. Clasa ce trage din greu. Destul de mare haosul, s-a blocat puțin trasa și deja e nebunie mare de tot. Da, bună ziua! Era prea fain să mă duc sus! Yeah.
pe linia asta. Parte a fost trecută de majoritatea dintre concurenți. Am pornit în spatele lor. Mi-e foarte mult rota față și cred că am nevoie de un slime. Cel mai probabil am făcut o pană. Dar mă bazez pe tubul că își face treaba. Traseul e semi-ud. Nu e neapărat că ne avantajează pe cineva, dar e mai bine decât să fie praf. E mai bine decât să fie foarte mare noroi. Foarte tare că oricum nu avem suficient timp. 10 km mâine. Ce, domnilor? Ești ultimul? Nu! Nu m-am amintit să filmez. Știam că mai bine o pantă.
Oare în curpă ce s-o lasă aici, nu puțin în curpă? S-o lasă aici cumva jos. Și stai aia niște toate. Cine? Doru. Alo. Ok. La panta asta e lăscușul. Dar eu stau până... Spune că la pareu... Adică dealul Oașii. La dealul Oașii au plecat Daniel Mande aici. Am rămas eu pe deal să dirijez. Dar la șepă lăscuș să vină că... La colibă la Oașa. Ești cu mine. La colibă. Ok, și atunci să vin și eu încolo? Păi mai am încă unul aici jos, acum coboară ceva fata, hai că vin cu ea. O să mai aud unul acolo. Dacă nu ați auzit, am spus că e greu. Nu este ușor. Eu am o deviză în situația în care ajung la punctul limită și pare prea periculos pentru mine, mă dau jos și spun, live to ride another day. Adică decât să faci o prostie, să te accidentezi, să cazi, mai bine te dai jos. Nu e ca și cum te filmează cineva și apare pe internet. Astăzi este vinerea de încălzire a brațelor. Este puțin, acum coborâm aproape direct la pensiune și e gata. Ce poziție ești, oare? Gata. Aproape, mai este puțin de tot. Aici ai pensiunea jos. Cum e? Merge foarte bine, acum povesteam singur. Salut! Poftim? Da, urcă-te neapărat, că nu e dificil de aici. Și acolo, în 10 minute, ești la bază. Cel mai important lucru de astăzi, vremea a ținut cu noi. Dacă nu exista accidentarea, era frumos să avem mai multe cadre și de pe traseul B și A. Inițial s-a organizat în așa fel încât clasele expert și profi cu veterani să ajungă pe o altă secțiune, nu pe aceasta de clasă hobby, dar din cauza accidentării nefericite. Gata? Nu mai sunt, cred că mai sunt încă doi, dar vine lăscuș din spate. Cum ești? De mult stai aici? Cum? De mult stai? De la început. Secțiuni de drum care pot să fie plictisitoare, de aceea nu încarc timpul vostru cu tot ce s-a întâmplat sau cu fiecare drumuleț. Aceasta este practic coborârea de la Prologue. Ar trebui să ducă exact la casa ampoitiană. Sunt foarte curios cum mi s-a părut la băieți. Avem de la Cluj
un rider nou care este primul concurs pentru ele. Și vreau să văd ce părere are, cum i s-a părut cursa. Dacă a avut probleme de navigare, a fost 20 de km puțin astăzi. Dar e un început. Întotdeauna e bine să începi treptat și să avansezi în poziții. Mulți dintre băi deja cred că deja s-au schimbat și mănâncă, probabil. Știi vorba aia, you miss all the fun. Ah, yeah. Cum a fost traseul? Mi-e fine, ca anul trecut, a fost bine, un pic de noroi, dar a mers rachetă. Pe unde ai fost? Am făcut trasee de pe. Da, asta original, nu. Da, da. Cum a fost traseul de la Alba Iulia? În afara noroiului, superb. Dar probleme de navigare? Nu, a fost perfect. Dificultate, a fost ok, așa e? A fost ok. Succes mâine! Bă, astăzi am greșit-o, trebuie să recunosc. Am greșit pe traseu, puțin, dar mâine o să recuperez. Te-ai pierdut, adică s-a greșit tehnic. Am greșit presiunea în anvelopă și fiind noroi, n-a fost exact ce trebuia. Am înțeles. O greșit că sunt scris înaintea mea și mi-a dat ocazia să-l depășesc. Prietenul Adi, în loc să mă ajute pe urcare, el a plecat. Știi și voi a făcut în ciudă, ci că beta power. Am dat. Dar nici eu nu l-am auzit, nu știu unde, dar mă gândesc că, na. Deci ai strigat beta power. Dar nu știu unde. Cine? Cum a fost pentru tine prima cursă din viața ta? Foarte ușor. A fost ok? A fost ok. Probleme de navigare, te-ai pierdut pe undeva? Nu, foarte bine orientat. Destul de ușurel. La ce clasă te-ai dat? La clasă ce? La ce? Pentru cum ultimul. Sau nu primul? Nu, chiar primul, da. Nici rău nu a fost. Poți să te rog să...